Despre drepturile de autor, oamenii ar trebui să știe că le au deseori fără să își dea seama de acest lucru. Ori de câte ori faci o fotografie originală, ori de câte ori iată, scrii, deși nu se mai poartă o scrisoare de dragoste. Da, până și aceea este... Până și aceea este protejată prin drept de autor, în măsura în care este originală. Dar uite, inclusiv interviul pe care noi îl facem astăzi, să știi că este protejat prin drept de autor și noi două suntem cu autori la ceea ce creăm astăzi. Tu prin întrebările pe care le pui, eu prin răspunsurile pe care le dau. Wow, foarte interesant! Dacă în poza respectivă deja avem persoane, da, apar persoane, nu o să mergem spre copii, am înțeles, da, situația e mult mai delicată. Apar persoane, este aceeași situație? Dacă este publică, înseamnă că mi-o asum și ceilalți o pot prelua? Depinde. Sunt o mulțime de piste de discuție aici. Dacă persoana sunt eu și am făcut postarea publică, e în regulă, mi-asum faptul că acea fotografie va fi preluată. Dacă sunt alte persoane fotografiate în fotografia respectivă și poate ele nu și-au dat acordul, deja intervin alte probleme, inclusiv pe protecția identității, intimității, vieții private și așa mai departe. Toate aceste drepturi pe care ți le-am enumerat eu sunt recunoscute de Constituție, de Codul Civil și chiar de dreptul, legea dreptului de autor, care protejează portretul și persoana dintr-un portret. Și aici Este discutabil. E discutabil. Bună, Andreea! Bună, Lorena! Și mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația. Cu mare drag! Da. O să spun de la început cine ești și cu ce te ocupi, ca să înțeleagă oamenii că interviul ăsta o să fie așa mai serios un pic față de invitatele cu care i-am obișnuit. Andreea este avocat specializat în proprietate intelectuală și este și doctorand la Facultatea de Drept. Zic bine. Sunt convinsă că mai sunt și alte titulaturi, dar le aflăm pe parcurs și despre, mai ales despre ce specializări mai ai, pentru că știu că mai intenționezi încă vreo 2-3, așa că așa este. Le luăm pe parcurs. Proprietate intelectuală. Da. Ce ar trebui să înțeleagă oamenii despre proprietatea intelectuală? Ce înseamnă drepturi de autor? Mai întâi de toate aș vrea să spun că proprietatea intelectuală este cea mai frumoasă proprietate pe care o poate avea un om. Se spune că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că suntem creați pentru a crea noi la rândul nostru. Și atunci această proprietate este cea care izvorăște cel mai mult din sinea noastră. Legat de ce m-ai întrebat tu în mod special, despre drepturile de autor, oamenii ar trebui să știe că le au deseori fără să își dea seama de acest lucru. Ori de câte ori faci o fotografie originală, ori de câte ori iată, scrii, deși nu se mai poartă o scrisoare de dragoste. Da, până și aceea este... Până și aceea este protejată prin drept de autor, în măsura în care este originală. Pledoariile avocaților, predicile, toate interpretările actorilor, desigur, toate cântecele aici nici nu mai încape vorbă. DJ-ii, iată, au și drept de autor asupra muzicii pe care o mixează și o reinterpretează. Chiar dacă este o melodie, că uite, ne-am oprit la muzică, chiar dacă este o melodie care nu este a lui proprie și personală, dar pe care o reinterpretează și o mixează, este a lui, devine a lui? Devine a lui și va avea un drept de autor propriu asupra acestui nou cântec, să-i spunem un remix, poate, care este original, va deveni a lui, însă are voie să facă acest lucru numai dacă are acordul autorului care a creat pentru prima dată opera. Asta urma să întreb, dar cu cel dinainte cum rămâne? Cel dinainte trebuie să-și dea acordul pentru ca DJ-ul, în cazul nostru, să creeze o operă derivată, așa o numim noi în... limbajul nostru juridic. Deci avem cu toții drepturi de autor. În măsura în care suntem creatori originali. O să ajungem și la ce înseamnă plagiat. Pentru că și acolo este o situație. Și o nebunie totală la noi în societate. Dacă dețin un site, un canal de YouTube, un cont de Facebook, de Instagram, sunt proprietate intelectuală?
Da, conținutul de pe toate aceste agregatoare de conținut, să le spunem, din online, da, sunt protejate prin drepturi de autor. Uite, inclusiv interviul pe care noi îl facem astăzi, să știi că este protejat prin drept de autor și noi două suntem coautori la ceea ce creăm astăzi. Tu prin întrebările pe care le pui, eu prin răspunsurile pe care le dau. Wow, foarte interesant, da. Foarte interesant. Bun, avansăm. Este o nebunie totală și cu toții suntem acum dependenți de tot ce înseamnă internet, implicit de telefoanele mobile, laptopuri și așa mai departe. Este cel mai ușor, comod, rapid mod de a afla ceva, de a lucra, da, în funcție de ce joburi avem. Este foarte eficient. Și totuși am renunțat la ce înseamnă printuri, ce înseamnă să iei o carte și să afli ceva, cercetarea de care vorbeam noi mai devreme. Am renunțat la toate lucrurile astea. Și atunci, dacă internetul este cel care ne oferă toate informațiile astea, noi cum trebuie să jonglăm cu ele? Până unde să ne ducem cu toate informațiile astea și până unde să ne expunem noi, la rândul nostru, cu informațiile astea pe internet? Până unde să ne ducem cu informațiile, în sensul în care până unde să mergem cu încrederea în aceste informații. Da. Vezi, Lorena, provocarea zilelor pe care le trăim noi astăzi este tocmai aceasta, să reușești să discerni între ceea ce este fake și ceea ce este real. De la o informație istorică până la o informație de tip știre, care prin intermediul Facebook-ului capătă o amploare de nestabilit. Până unde să ne expunem noi? Până unde să ne expunem noi? Pentru că și noi, practic, ne expunem toată viața noastră. Așa este. Până la urmă și informația pe care la rândul meu o caut, da? Cineva o poate găsi să vadă. Da. Intrăm în detalii foarte îndepărtate. Să afle despre mine cine sunt, ce fel de om sunt, da? Ca și se creează un profil, Se creează un profil în baza a ceea ce eu caut, a ceea ce eu postez pe internet și ce fac. Da, și un profil pe seama prietenilor pe care i-am în listă, nu în lista de Facebook, în lista de Instagram. Nu sunt adeptă împărtășirii informațiilor personale pe internet cu larghețe. De altfel, eu mi-am făcut cont de Facebook anul trecut, în vară. Este adevărat că, da, pentru prima dată am fost la cursul de la Dallas Go al Monicăi Jitariuc de social media. Și ne-a întrebat Monica, așa ușor neîncrezătoare, este cineva în sală care nu are cont de Facebook? Și am fost singura care a ridicat mâna. Da. Wow. Și mai amuzant a fost că după câteva minute, în pauză, vreo 4 persoane au venit la mine să-mi spună, uite, te ajutăm noi să-ți deschizi cont în cazul în care nu știi, dar nu asta era problema. Înțeleg. În mod evident. Până atunci am avut o piedică în interioară în a-mi dezvălui informațiile, chiar profesionale, personale, pe internet. Însă, cu ajutorul acestui curs, am învățat cum să o faci smart și cât să dezvălui din ceea ce ești tu. Și este adevărat că mi s-a deschis o lume. Poate dacă nu aș fi avut contul de Facebook, astăzi nu ar fi fost posibil interviul nostru. Ba da. Da, da. N-are legătură. Poate nu mai fi găsit la fel de ușor în sensul nu ăsta. Nu te-am găsit ușor, recunosc, pentru că caut într-adevăr despre invitații mei înainte și încerc să-mi iau informația din mai multe surse. Una este și internetul și am găsit foarte puține informații despre tine. Deci ceea ce, iată, dovedește că folosești mult prea puțin. Da, folosesc mult prea puțin și îl folosesc toate conturile de socializare, în principal în scop profesional. Încercând să am și un aport util pentru cei care mă urmăresc prin prisma profesiei pe care o am eu, aceasta este ținta mea. Nu sunt adeptă, revenind la întrebarea ta, în niciun caz a împărtășirii informațiilor personale de genul fotografii cu familia, fotografii cu copii, asta mă revoltă, fotografii cu copii făcând baie, spre exemplu, sau la plajă, în ipostaze foarte intime, părinții neștiind faptul că prin legea care protejează drepturile copilului, copilul are el însuși propriile drepturi și nu este o proprietate a părinților săi. Astfel încât eu, dacă aș avea un copil,
Cu siguranță nu aș posta informații personale despre el și fotografii în ipostaze intime, pentru că l-aș lăsa pe el să decidă mai târziu dacă vrea să își promoveze. Corect. Asta da, cu ipostazele intime la plajă și la duș și da, la baie, da, da, și mie mi se par total exagerate. Mm-hmm. Dar ales că nu poți controla unde ajunge informația respectivă, oricât exact de privat ai avea contul. La un moment dat tot știm unde se duc toate informațiile astea. Cineva le strânge și pe acestea și da, uite așa apar problemele și lucrurile neplăcute după exact aceea de la televizor. Exact. Dar rămân la drepturile de autor. Da. Așadar, cu toții avem, până la urmă, dacă creăm ceva, cu toții avem drepturi de autor. În momentul în care creăm ceva, că suntem creatori de content, de muzică, da, de, nici nu contează, ce facem cu ele? Adică, ce facem cu toată... Cum facem să ajungă informația asta la toți cei care creează astfel de opere. Opere. Haide să spunem în sens larg opere, ca așa le numim. Ca așa le numiți voi. La toți cei care creează astfel de opere și sunt, iată, plasate în mediul online. Cum facem să ajungă informația asta la ei și să știe ce drepturi au pentru ele? Credeam că ți-anticipez întrebarea, dar am să îți răspund prin ceea ce credeam eu că ai să mă întrebi tu. Drepturile de autor există prin simplul fapt că am creat ceva. Nu trebuie să merg să-mi înregistrez dreptul de autor undeva, la o instituție, cum se întâmplă, spre exemplu, cu o marcă, cum se întâmplă cu cererea de depunere a unui, de înregistrare a unei invenții. Invenții. Da. Dar eu numele meu de site, de exemplu, da, îl pot înregistra este, ca... Da, ți-l poți însuși ca nume de domeniu și cam toată lumea face lucrul ăsta. Îți poți proteja dacă sunt numele și prenumele tale, ți le poți proteja ca înregistrare la OSIM ca marcă. Deci se poate? Se poate, se poate acest lucru, dar este separat de drepturile de autor. Ok, separăm lucrurile. Da, pentru că proprietatea intelectuală, această umbrelă uriașă a creatorilor, să spunem, este în realitate împărțită în două. Drepturile de autor, care există fără a fi condiționate de vreo înregistrare, cu toate că avem un oficiu român al drepturilor de autor, dar are alte atribuții, și proprietatea industrială, îi spunem noi, adică tot ceea ce înseamnă mărci, brevete de invenție, desene, da, modele și așa mai departe. Da. Și pentru aceste, pentru a avea protecție și drepturi exclusive pentru ceea ce ți-am enumerat eu acum, trebuie să faci un drum la OSIM. Sau la nivelul Uniunii Europene, la EUIPO, Oficiul European, sau, de ce nu, la nivel internațional. Internațional. Ok. Mergem pe exemple și, ca să se înțeleagă mult mai bine, și luăm exemplu o postare de pe un canal de Facebook, care poate sau nu poate fi share-uită de către altcineva, dar în ce condiții? Că da, condițiile sunt diferite. Poți să preiei o poză a cuiva în care are o ceașcă de cafea și bună dimineața, o pot prelua sau nu o pot prelua? Depinde. Depinde dacă poza respectivă este protejată prin drept de autor. Dacă este protejată prin drept de autor, nu ai voie să preiei poza în sine. Da, postarea, dacă este publică, eu zic că da. Așa. Că și-a asumat titularul contului, că a făcut o postare publică mai târziu preluată mai târziu de alte persoane. Dacă în poza respectivă deja avem persoane. Da. Apar persoane. Nu o să mergem spre copii, am înțeles. Da. Situația e mult mai delicată. Apar persoane. Este aceeași situație? Dacă este publică, înseamnă că mi-o asum și ceilalți o pot prelua? Depinde. Sunt o mulțime de piste de discuție aici. Dacă persoana sunt eu și am făcut postarea publică, e în regulă, mi-asum faptul că acea fotografie va fi preluată. Dacă sunt alte persoane fotografiate în fotografia respectivă și poate ele nu și-au dat acordul, deja intervin alte probleme, inclusiv pe protecția identității, intimității, vieții private și așa mai departe. Toate aceste drepturi pe care ți le-am enumerat eu sunt recunoscute de Constituție, de Codul Civil și chiar de dreptul, legea dreptului de autor, care protejează portretul și persoana, da, dintr-un portret. Și aici deci este discutabil. E discutabil. Fake news. Fake news, da.
avem sau nu avem voie să plasăm astfel de știri pe internet? Din punct de vedere juridic? Nu. No. Nu. No. Nu. În primul rând, conștiința fiecare ar trebui să fie cea care ne direcționează, nu spre a urma o conduită sau alta, cum spunem noi în limbajul juridic. Se poate atrage răspunderea civilă pentru fake news și să vedem ce se va întâmpla odată cu implementarea acestei directive, dacă la momentul la care se transpune ea în dreptul intern, mă refer la directiva privitoare la protecția drepturilor de autor în mediul online, să vedem dacă se va curăța puțin internetul de aceste fake news. Am și aici un exemplu foarte elocvent și foarte personal. Da. Eu l-am găsit pe soțul meu mort de 3 ori pe internet. O, Doamne! Deci, ce trist! Da. Nu am mers niciodată mai departe. Știu că aș fi putut să fac un... așa... o... asta înainte, după întâmplarea care l-a făcut celebru? După. Chiar și recent, acum. În primăvară, din nou, a fost tot așa, cu un accident, cu... de 3 ori. Deci avem la activ 3. Și am zis că la următoarea chiar voi merge mai departe cu chestia asta, adică nu mă voi opri doar la... Am publicat-o, am dat știrea respectivă, am arătat-o pe paginile noastre, am spus că nu se face așa ceva, jurnalistic, da, din toate punctele de vedere, noi jurnaliști fiind la bază, că nu se face așa ceva și că asta nu este un titlu de știre și nici de cum o astfel de știre. Da. Adică măcar n-ar fi fost altceva. Și ne-am oprit aici, adică doar am semnalat, am arătat, am încercat noi cumva să facem de râs jurnalistul și... Deci ai identificat sursa, ca asta urma exact, să te întreb. Da. Am arătat de unde a venit, platforma și așa mai departe, însă am zis că cu următoarea ocazie, dar eu sper să nu am ocazia asta, voi merge mai departe, pentru că... nu e ok ce se întâmplă, adică dincolo de faptul că legal, cu drepturi și cu toate lucrurile astea, mai există un copil acasă care poate să citească, adică ne ducem cu gândul mult mai departe și lucrurile se pot accentua absolut până la cer. Să știi că nu este primul caz, din păcate, de care aflu. Ai temeiul juridic pentru a putea acționa în judecată și pentru a putea cere despăgubiri. Despăgubirile urmând să fie cuantificate, desigur, de instanța de judecată în funcție de impactul pe care l-a avut asupra voastră sau potențialul impact pe care... Cred că acelea, când dai de așa ceva, cred că este ultimul lucru la care te gândești, pentru că în momentul ăla vrei doar să arăți că... că nu se face așa. Chestia asta. Adică dacă am ajuns într-un punct de genul ăsta în care să mai atragem câteva clicuri doar site și vizualizări. E grav. E grav. Și asta, aici voiam să ajung, că până unde ne putem duce cu o astfel de știre falsă și ce poate să ce efecte poate să aibă nu asupra mea, ci eu, dacă aș vrea să-l duc în instanță... Ai avea șanse, îndrăznesc să spun așa. Eu, de exemplu, aș vrea să-i închid platforma online. Pot să cer așa ceva? Poți să ceri, dar nu, să nu fii sigură că ai să și primești. Evident. Mai degrabă aș solicita despăgubiri și aș trage un semnal de alarmă prin această modalitate de a ieși din pasivitate, pentru că despre asta este vorba. Și făcând o mică paranteză, tot despre asta este vorba și în cazul protecției drepturilor de autor. De asta îmi sfătuiesc toți clienții să ia atitudine față de încălcări, chiar dacă poate însemna o formalitate în plus, o ieșire din zona de confort, să te apuci să acționezi pe cineva pentru faptul că ți-a furat o operă, o fotografie și așa mai departe. Trebuie să acționăm. Trebuie acționat, pentru că, uite, îți mai spuneam și adineauri, challenge-ul cel mai mare pentru un părinte va fi în viitor să-și educe copilul în a discerne între ceea ce este real și ceea ce este fals în mediul online. Dincolo de toate provocările pe care le are creșterea unui copil, nu am un copil, dar văd în jur și îmi pot imagina, dincolo de asta, trebuie învățați copiii să nu ia totul de-a gata ca fiind adevărat de pe internet.
Da. De altfel, observăm și am observat cu ocazia alegerilor din state, asta în măsura în care ni s-a descoperit tot adevărul, pentru că sunt circumspectă și sceptică și la acest capitol, observăm că manipularea în mediul online se face într-un mod agresiv, uh-huh, și chiar dacă ți dai seama că ai fost manipulat, efectele... E târziu. Da, discutam într-adevăr, înainte să începem interviul, vorbeam de faptul că ai deja un profil, uh-huh, sigur, cu toții avem un profil, uh-huh, poate mai puțin tu. Nu știu ce să zic. Avem căutările mele rămân pe Google. Avem un profil deja făcut pe internet și am văzut un documentar și am citit despre lucrurile astea, uh-huh, că aceste profile se folosesc atunci când sunt campanii. Da. Da, pe internet. Uh-huh. Este o nebunie întreagă acolo, adică în spate se întâmplă mult mai multe lucruri decât ne putem noi imagina. Da. Simpla noastră poză din vacanță este luată și pusă în multe, multe sertare. Și de aceea revin la ceea ce am întrebat la început, cât să ne folosim de internetul ăsta. Și, într-adevăr, cât să arătăm copiilor, pentru că e greu și să-l ții departe. E greu, da. Și nu-l poți ține departe câtă vreme toți copiii din jurul lui asta fac. Exact, dar trebuie să-i arăți să fie o unealtă pentru el doar atunci când e nevoie. Da. Pentru că, într-adevăr, celelalte lucruri, vorbeam mai devreme că Wikipedia este noua enciclopedie și vrei, nu vrei, cred că cu toții ne ducem acolo dacă vrem să căutăm ceva, nu ne mai ducem la sursa. Da, sursa autentică, aș îndrăzni eu să spun, pentru că știm cu toții Wikipedia, această enciclopedie online, are autori pe care nu îi poți individualiza și nu le poți testa cunoștințele până la urmă. Și îți mai povesteam că în activitatea mea de cercetare de la universitate am fost pusă în situația să verific informații de pe internet și să observ cu stupoare că ceea ce descoperisem despre un personaj istoric, îmi place foarte mult să merg cu proprietatea intelectuală în spate, în secolele trecute, pentru a înțelege ce va urma. Da. Nu trebuie să ne știm trecutul pentru a ști ce ne așteaptă în viitor. Nu este suficient să trăim numai în prezent. Am descoperit cu stupoare că personaje istorice despre care citisem atunci că ar fi existat în aceeași epocă, în realitate nu existau și... Ei, iată că... Diverse surse de informare online ne prezentau aceste informații ca fiind veritabile informații istorice. Istorice și luate de foarte mulți, corecte, reale. Da, da. Da, iar asta e o provocare. Și nu știu câți dintre noi mai avem răbdare să mai verificăm informațiile, că și asta este o provocare în modul în care ne educăm copiii. Cred că, de fapt, asta este, asta este problema, esența. Dacă, într-adevăr, căutăm să vedem că ceea ce am găsit acolo este adevărat și real. Exact. Dacă, exact cum ne-am învățat noi la facultate, la jurnalism, când îți spune ia din mai multe surse. Nu te opri doar la una. Iată, asta este o lecție minunată. Trebuie să ai minimum 3 surse ca să vezi dacă într-adevăr subiectul ești pe calea cea bună. Asta este o lecție minunată care să se perpetueze în educația copiilor noștri. Da. Pentru că, din păcate, logica și modul de a privi viața, din păcate sau din fericire, depinde cum anume privești, ni se formează prin prisma informațiilor pe care noi le accesăm. Uh-huh. Și atunci, dacă nu avem capacitatea de a discerne între ceea ce este real și ceea ce este fals, e dificil. Trebuie să ne dezvoltăm acest spirit intuitiv și îl dezvoltăm exersând verificarea surselor și exersând verificarea informațiilor. Andreea, ce folosește? Facebook? Am înțeles de un an doar. Instagram, dar este un cont absolut privat, cu prietenii foarte apropiați și familie. Twitter am încercat, dar n-am avut timp. Am o singură postare pe Twitter și primesc reminder-uri pe e-mail Andreea, we miss you. Drăguț din partea lor. Săptămânal mi se spune de către Twitter acest lucru, că îmi duc dorul cu doar o postare. Cu doar o postare. LinkedIn? Da, LinkedIn am avut din prima, de când am aflat de LinkedIn, mi-am făcut contul de LinkedIn. Și să știi că mi s-au deschis oportunități foarte interesante. Asta e bine. Da, într-adevăr, acolo vorbim de un cont care este mai business. Este. Destul de nișat. Este nișat, informația este destul de curățată. Da, da, acolo, da. Și chiar îmi face plăcere să navighez pe LinkedIn. Faci selfie? Fac selfie. Îți place? Da. Știi că și acolo e o situație?
Situație legată de? Cu selfie-urile. În ce sens? Sunt titular al dreptului de autor asupra selfie-ului pe care îl fac, dincolo de faptul că este portretul meu. Da, poate fi original și atunci am drept de autor. Sunt încurajate aceste selfie-uri pentru că atunci când îți faci selfie este mult mai ușor să te profileze pentru că este mult mai simplu decât într-o poză, poate unde te vezi mai îndepărtat sau unde sunt mai mulți. Așadar, și selfie-urile astea, încurajarea asta, selfie, selfie, selfie și toate aceste, sunt tot felul de aplicații care îți îmbunătățesc, mă rog, figura sau iată, te îmbătrânesc. Da, sau chiar setările telefonului, camerei din telefon care îți accentuează ochii. Se pare că și acolo este și acolo e o ceva. Dar apropo de ce mă întrebi tu, când am descoperit lumea Facebook, a avut loc și o întâmplare cu o prietenă foarte bună de-a mea, care are un cont Facebook personal și și-a făcut un cont de job, pentru că trebuie să țină un canal de un cont de Facebook, în fine, să promoveze diverse lucruri acolo. Pe contul personal avea fotografii mai mult sau mai puțin luate din față. În momentul în care și-a făcut acest cont pentru profesia pe care ea o desfășoară, evident tot cu același nume și prenume, și a pus o fotografie profi, așa, dintr-o ipostază mai serioasă. Imediat a fost atenționată pe contul personal că cineva îi utilizează fotografia pentru un cont de Facebook. Iată. Asta ca să ne dăm seama cam la ce nivel a ajuns inteligența artificială. Bine, poate eu mă mir de o chestie banală. Nu, este... Dar pe mine m-a bulversat puțin. Ți-a dat un pic de... Wow, deci asta înseamnă că putem fi recunoscuți. Noi, practic, nu mai avem intimitate. Cât de rapid... pe stradă, poate cine știe ce alte tehnici există și mi-este teamă că nu mai putem lupta cu ceea ce se întâmplă pentru protecția intimității noastre, cum o aveam altă dată. Am întâlnit pe cineva, o cunoștință, care a încercat să-și închide contul de Facebook. Contul de Facebook, în momentul în care vrei să-l închizi, nu se închide în momentul ăla. Știu. Îți mai dă un pic de... Poate te răzgândești. Dar, nu știu, am înțeles că la undeva până la 3 luni durează să se închidă efectiv contul respectiv și nici atunci nu știi dacă chiar este șters totul din spate. Nici de cum. Dar faptul că vine și îți spune că mai ai timp să te mai gândești și mai primești niște mail-uri, deci tu rămâi într-o bază de dată și primești niște mail-uri în care îți mai spune, te-ai mai gândit, exact cum îți spune ție, bună dimineața, emisiu. Așa, asta face și Facebook. Și sunt absolut convinsă că procentul este foarte mare pentru cei care, dacă au fost mulți cei care au vrut să închidă, cred că la fel de mulți au rămas și cei care au revenit. Cred că sunt foarte puțini cei care într-adevăr au închis un cont de Facebook. Altfel, probabil că Facebook-ul nu ar proceda așa, nu? Dacă rata de eșec la a se răzgândi oamenii ar fi mare. Pentru că e totul, este o manipulare din nou, e și sentimentală, și deci emoțională. Și creează dependență. Eu am simțit-o pe propria mea piele. Cu toate că mi-am curățat foarte mult feed-ul pe Facebook. Cred. Cred că ai un cont foarte curat. Am un cont și sunt selectivă în general în relațiile pe care mi le creez, relațiile la nivel personal. Mi-a creat dependență inclusiv mie, care la momentul la care mi-am făcut acest cont am zis, nu, eu îl voi păstra doar profesional și cu siguranță voi avea capacitatea să intru doar atunci când am nevoie. Da. Mă pomenesc de multe ori în zi, intrând pe Facebook și îți mărturisesc, Lorena, că timpul respectiv altădată îl alocam altor activități. E adevărat. Deci dependența este... Este, nu ai ce face. Nu avem ce să facem. În același timp e cumva win-win, pentru că am întâlnit cunoștințe vechi, profesioniști în același domeniu cu al meu, cu care împărtășesc tot felul de informații și atunci fac o concesie. Da, trebuie să-ți dea și el ceva la schimb, nu doar să-ți ia. Știi, îți mai dă și... Oricum, faptul că, până la urmă, de asta a și fost, poate, așa o nebunie, faptul că îți regăseai prieteni din facultate. Și imediat apar sugestiile, nu? Da, era foarte ușor de captat în tot... Și am rezistat eroic până la vârsta de 30 de ani. Ceea ce este mare lucru, mare lucru. Da. Ce face Andreea în timpul liber? Andreea, în foarte puținul timp liber pe care îl mai are...
face escapade prin țară cu mașina, escapade de weekend. Asta este activitatea mea preferată pe timpul verii. Petrece timp cu familia numeroasă pe care o are. Și citește. Și am o foarte mare frustrare legată de infrastructură, lipsindu-mi atât de mult timpul liber. Îți mărturisesc că mă frustrează enorm, pentru că părinții mei sunt din Botoșani, nu sunt deloc din Botoșani. Și nu îmi permit luxul de a pleca un weekend acasă, da, să-i vizitez unde au reușit să facă un mic colț de rai. Oh, ce frumos! Da, da, pentru că trebuie timp să ajungi acolo. Trebuie adică, timp. Cred că trebuie să-ți iei o săptămână ca să simți. Trebuie să-ți iei o săptămână, dar poate dacă aș fi avut o autostradă la îndemână, nu măcar București Iași, măcar București Bacău, at least, poate reușeam să plec vineri după amiază și să mă întorc duminică seară. În București nu pot să fac lucrul ăsta, din păcate. Și uite, așa mi se limitează timpul personal cu ei la 3 întrevederi pe an. Spuneai că în toamna asta o să și pleci și o să-ți întregești cu un pic specializările tale. Și parcursul profesional de pe acum, da. Pe ce anume te duci? Voi merge într-un stagiu la Tribunalul Uniunii Europene la Luxemburg și este o experiență pe care o aștept cu mare, mare nerăbdare. A venit așa total pe neașteptate. Desigur, am aplicat, am trecut printr-un proces de selecție. Am plăcerea să lucrez în proprietate intelectuală, iată, deja vorbesc la timpul prezent. Și abia aștept să aprofundez acest domeniu. Fiscal, achiziții publice și încă alte domenii ale dreptului. E interesant la un pentru alt că nivel. Este un alt nivel și poate că de acolo o să înțelegem mai bine și schimbarea asta de care e nevoie sau măcar de drepturile pe care ar trebui cu toții să ni le cunoaștem atunci când vine vorba de, până la urmă, orice drept, că e drept de autor, că e drept de orice alt fel. Ar trebui să fim mult mai bine informați și poate și ele mult mai bine așezate ca să le... Da, cred că e o experiență importantă pentru o persoană care își dorește să se întoarcă în țară și să vină cu plusul de valoare pe care l-a dobândit acolo. Perfect. Este adevărat că asta spun acum, nu știu ce se va întâmpla după 5 luni și... Evident. Există o mulțime de lucruri care mă frustrează și pe mine, cum ne frustrează, da, ești pe mulți dintre noi. Ai timp să te întorci dacă e ceva și te mai reține ceva acolo, mai stai. Cred că satisfacția cea mai mare ar fi să mă întorc în țară și să pun umărul aici, la a face lucrurile altfel. Da, ar fi, ar fi minunat. Ce n-ai face niciodată? Ah, ce întrebare grea! Mai ales că există vorba niciodată să nu spui niciodată și să știi, când am avut momente în care am spus nu voi face asta, din păcate viața m-a adus în situația de a alege și de a mi se testa principiile, aș putea să spun. Uneori te pune în dificultate viața, nu știu, ca avocat? Nu, personal, nu ca avocat, ca... Până la urmă, ca avocat, cred că e un challenge să faci o grămadă. Ce n-aș face? N-aș face niciodată muncă fizică. M-am obișnuit să fac muncă intelectuală. Și îi mulțumesc. Asta nu ne-a spus nimeni. Îi mulțumesc mamei mele și i-am mulțumit întotdeauna când am fost pusă în situația de a munci din greu fizic. Nu, deloc. Și am mulțumit întotdeauna că a investit în educația mea și cu adevărat au investit părinții mei foarte mult în educația mea și a fraților mei. Noi suntem 5 copii. De asta sunteți voi, familie mare. Da. Și asta nu aș face. Deci m-ar frustra îngrozitor și cred că m-ar usca să nu depun o muncă intelectuală. O muncă de altfel care să mă aducă în permanență interacțiune cu oamenii. Că și la facultate asta fac cu studenții mei și o satisfacție enormă să interacționez cu ei. Am foarte multe de învățat de la ei și oricum mi se pare că e o distanță așa de mare între noi, cu toate că nu e. Exact, că ești destul de tânără. Adică... Da, și uneori la primele seminare sunt confundată cu un student. Da. Asta? Mi s-a întâmplat să fiu întrebată dacă sunt noua lor colegă. E frumos să te pierzi printre ei. Da, da. E chiar foarte bine. Ce nu ai mâncat niciodată? Carne crudă. Nu. Nu. Tartarul nu este sub nicio formă punctul meu forte. Deloc. Și am pățit în restaurante mai cu ștaif, să le spunem așa, când am cerut un anumit fel de mâncare,
respectiv carne gătită, foarte puțin, și am spus eu vreau gătită foarte bine să fiu luată. Bine, dar tu știi cum se mănâncă, da. Știu, dar nu pot. Ai renunțat la, nu știu ce, delicateză, da, gază. Pentru că nu pot sub nicio formă. Nu. Ce nu ar trebui să spună o femeie despre ea niciodată? Că a ajuns la capătul puterilor? Cred că asta. Asta? Pentru că nu cred că ajungem vreodată la capătul puterilor. Și întotdeauna ducem cât ne este dat să ducem. Și când avem impresia că nu mai putem, în realitate mai putem și mai putem mult. Exact, exact. Ai succes? Nu știu, încă nu trăiesc euforia succesului și nici nu știu în ce parametri să-i măsor. Deocamdată sunt foarte încântată de lucrurile pe care le fac și dacă ar fi să dau timpul înapoi, aș alege identic și oamenii și lucrurile. Și am avut parte de întâlniri în viața mea care m-au dus în punctul în care sunt și m-au șlefuit. Te-au format. Da. Inclusiv am avut marele noroc să dau peste domnul profesor Viorel Roș, care mi este mie și mi-a fost coordonator în stagiu, mi-este conducător de doctorat și este persoana care m-a format și m-a modelat, aș îndrăzni să spun, ca minte juridică și profesionist. Te-a modelat foarte frumos. Mulțumesc. Trebuie să recunosc asta. Pe fondul bun al educației primite de la părinții mei, cărora de asemenea le sunt recunoscătoare, că m-au educat așa, poate puțin prea sensibilă, dar un pic de sensibilitate în zona asta în care ești tu, cred că ajută. Ajută și nu prea. Depinde de domenii. Depinde de, da. De la caz la caz, da. Și așa mai departe. Dar un pic de vulnerabilitate nu strică, știi? Așa spune este. Că e și aceea, până la urmă e și a considerat o forță. Și nici nu mi-aș dori să fiu altfel. Sunt foarte împăcată cu mine, cu felul meu de a fi și sunt deschisă către viitor, spre noile experiențe care mă așteaptă. De altfel, obișnuiesc să trăiesc prezentul și să mă bucur de toate micile lucruri care mi se întâmplă în viață, personal, profesional. Mă bucur tare mult că te-am întâlnit. Trebuie să-i mulțumesc Monicăi pentru asta, o să-i transmit și personal. Îți mulțumesc! Și eu îți mai mulțumesc! Mai aveam o grămadă de întrebări, cred că mai văzut și că eram la un moment dat. Și eu cred că mai aveam o grămadă de răspunsuri, pentru că este timpul limitat și nu știu dacă am reușit, poate să le dau cu acuratețea juridică, acuratețe care ar trebui să caracterizeze un avocat, dar... Da. Cred că au înțeles și asta este cel mai important. Puterea exemplului sper că a funcționat. Îți mulțumesc. Un singur sfat de final aș avea către toți cei care au un mic business sau o mică activitate pe cont propriu, obligatoriu să aibă un contabil bun și un avocat bun sau un jurist bun, consilier juridic, și consilierii juridici sunt foarte bine pregătiți. Da. Sunt pilonii unei afaceri. Cei absolut, doi. Absolut, da. Sunt de acord. Din experiența mea, da. Ridic mâna pentru asta și sunt de acord, așa este, pentru că situațiile sunt diferite de la caz la caz, nu seamănă niciunul. Și oricât am crede că este businessul nostru pe care îl cunoaștem în profunzime, dacă nu ai avocatul potrivit, în momentul potrivit, este posibil să se ducă și am asemenea exemple, da, din portofoliul meu de clienți, în care de multe ori este foarte greu să repar ceea ce nu ai făcut la timpul potrivit cu ajutorul de specialitate. Exact. Mulțumesc, bine, Andreea. Cu drag. Și succes. Mulțumesc. La Luxemburg.